Vedem când trebuie schimbate următoarele fluide din mașină. Vreau să menționez că exact ca și în videoul anterior, aceste valori sunt orientative. Valorile diferă în funcție de modelul de mașină și cât de mult o folosești. Un exemplu ar fi lichidul de frână. În general, ar trebui schimbat odată la 2-3 ani sau la fiecare 50 sau 60 de mii de kilometri. Totuși, la un BMW, lichidul trebuie schimbat la 40.000 de kilometri, iar la o mașină sport, cum ar fi un Ferrari, la fiecare 5.000 de kilometri sau la fiecare 6 luni. Antigelul sau lichidul de răcire trebuie verificat la fiecare 2 ani sau chiar mai devreme, iar înlocuirea se face când ajungi la 50 sau 100.000 de kilometri. Lichidul de servodirecție se schimbă în două situații, la termen sau când apare o problemă. În general, el trebuie schimbat între 50 sau 100.000 de kilometri parcurși sau la fiecare 4-5 ani. În ceea ce privește uleiul cutiei de viteze, acesta trebuie schimbat cel puțin la 2-3 ani sau între 50 și 80.000 de kilometri. Ai alte întrebări legate de mașina ta? Lasă-le în comentarii!